Revenim în țară și vă promit vești bune, cel puțin pentru următoarele 2-3 minute. În ceea ce privește starea vremii, bineînțeles, Georgiana este pregătită să ne aducă aceste vești bune. Nu-i așa ca dreptate, Georgiana? Bună dimineața! Mare dreptate, bună dimineața, Aneta, în sfârșit apar și vezi ceva mai bune de la meteorologi. Se anunță o încălzire a vremii care se va simți în toată țara. Încă o veste bună este faptul că ploile se cam risipesc. Revin cu mai multe informații imediat. Te urmărim! Bun găsit așadar, se anunță vreme bună în perioada următoare. Vremea se mai încălzește puțin la nivelul întregii țări, iar în norii se risipesc, șansele pentru precipitații devin din ce în ce mai mici, ba chiar și în zona de munte vremea devine mult mai plăcută. Deocamdată la această oră sunt avertizări de ceață pentru județul Constanța și Brăila până la ora 11. Vor fi condiții de ceață care va împiedica vizibilitatea la mai puțin de 200 de metri local. Astăzi cerul va avea ceva în oră, cei drept în regiunea centrală, prin sudul și sud-estul teritoriului, însă șansele pentru precipitații sunt mici, pe aici pe acolo s-ar putea să mai cadă câțiva stop de ploaie. În rest, vremea se îmbunătățește, va predomina soarele, vor fi multe perioade cu cer variabil, iar temperaturile mai cresc față de zilele precedente. Sunt anunțate maxime de la 11 și până la chiar 18-19 grade. Cele mai ridicate valori vor fi în regiunea vestica Olteniei. Vântul trecător se va intensifica în zona montană mai înaltă, dar și prin zona Moldovei. În capitală astăzi, cerul va fi acoperit de nori în prima parte a zilei. Nu sunt anunțate ploi. În partea a doua intervalului s putea să vedem și soarele. Temperatura este în creștere față de ieri. E vor fi maximum 16-17 grade. Valoarea minimă se anunță undeva la 5-6 grade, iar vântul va avea o prezență moderată. În zonele de munte s-ar putea pe spații restânse să mai plouă în regiunea Carpaților Oriental sau a Carpaților Meridionali. În rest vor fi și perioade cu soare, temperaturile mai cresc puțin în față de... față de ieri. În zilele ce urmează, vremea continuă să fie ceva mai caldă, astfel că mâine se pot înregistra maxime de la 10 și până la 18 grade. Cerul va avea note trecătoare în regiunea nordică, în zona centrală, prin estul țării, în rest însă va fi vreme destul de bună, la fel cum se va întâmpla și miercuri, doar pe, în zonele joase vor fi condiții de ceață dimineață, în rest cerul va fi variabil, nu vorbim deocamdată despre precipitații. Cam acestea au fost informațiile, nu mai bine vă dădesc.